vorbit nu odată membrii comisiei și continuăm să vorbim și astăzi, că vom activa, chiar cu toate că a fost decretul de dizolvare, vom activa până ce vom finaliza cât de cât activitatea noastră. Anul trecut, un grup de inițiativă, în luna iunie anul trecut, ne-am adunat un grup de inițiative specialiști în domeniu în dreptul constituțional. Ne-am adunat și am pus la cale că noi trebuie să ieșim cu inițiativa de a propune organelor puterii de stat idei de a forma o comisie constituțională, pentru că situația creată la ziua de astăzi, sau mai drept spus la ziua de atunci, era tare strigătoare. E rămâne strigătoare și astăzi. La cer. Nicătând că Constituția, 50 de articole din Constituția Republicii Moldova a fost comentată de Curtea Constituțională și nu odată, pe parcursul a multor ani, situația se agravează. Cu 10 treci, organele de stat cu mult se distanțează din norma constituțională. Activează așa cum le vine la socoteală și cum le vine comod. Doar noi știm toți din articolul 2 din Constituție, se vorbește că nicio persoană, care unii vorbește de suveranitatea statului, nicio persoană nu poate să asume să conducă statul așa cum iese la socoteală, ignorând Constituția, cu părere de rău, astăzi se petrece. Astăzi. Și iată, noi, Comisia de Inițiativă de anul trecut, a ieșit cu propuneri. Propunerile noastre au fost îndreptate la președinție de atunci, domnul președinte Dodon, la guvern, la parlament. Și domnul președinte Dodon, în ziua de 29 iulie, ziua Constituției Republicii Moldova, a emis un decret prin care a fost formată Comisia Constituțională. La dispoziție, noi, Comisia, am avut o an de zile pentru a veni cu careva propuneri. Nu s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Comisia a fost dizolvată, dar nicătând la asta, noi, cei din Comisie, activând, ne-am împărțit prin diferite grupuri, pe compartimentele din Constituție. Și fiecare grup a venit cu propunerile sale. Doi colegi de noștri, domnul Pușca și domnul Cuciuc, acele propuneri care le au dumnealor, le-au finalizat într-o monografie care este în fața la dumneavoastră propusă, a fost și tipărită. Deci, asta nu înseamnă că alți membri comisiei n-au propunerile lor. Dar cu părere de rău n-am putut să finalizăm printr-un act definitiv, deci propunerile acestei comisii, deoarece, cum vă spuneam, ei a fost dizolvată. Dar astăzi noi ne-am adunat ca un fel de totalizare, o ședință de totalizare acestei comisii, prin care doi colegi de noștri, este vorba de domnul Pușca și domnul Cuciuc, vor veni cu acele propuneri care dânși le văd pentru a interveni în Constituția actuală. Constituția Republicii Moldova, la timpul când a fost adoptată în 1994, a fost una dintre cele mai performante. La perioada aceea, din spațiu ex-sovietic, poate chiar și de comparativ cu unele țări din Europa. Dar viața trece și noi, juriștii, toți înțelegem că legea este un organism viu care periodic necesită schimbări, completări, adăugări. Așa și Constituția Republicii Moldova. Și cum spuneam de la început, cei mai mult de 50 de articole au fost deja comentate, altfel spus, tălmăcite de Curtea Constituțională. În deosebi, acest evident se vede tălmăcirea care contravine Constituției începând cu anul 13 și până încoace.
Și în Diop știe, dacă noi ne uităm la activitatea Curții Constituționale, noi nu odată am vorbit și spunem că această activitatea acestei curți se poate împărțit în două perioade. Până la anul 13, care Curtea Constituțională sau membrii Curții Constituționale de până în 13 s-a ținut în tocmai de buchea Constituției. N-a fost depășit deci limita Constituției, cei ce nu se poate dispus de la 13 ani, de la 13 încoace. Dați-ne mintim, nu multe, dar câteva. Este vorba hotărârea curții cu dublă cetățenie, noi știm la ce a adus asta. Este vorba de hotărârea curții constituționale când declarația de independență, un act politico-juridic, a fost declarat mai suprem ca Constituția. Nu mă dat taxileasă la socoteală să spună că avem limba de stat, nu moldovenească, cum e scris în Constituție, dar limba română, și multe alte hotărâri care au depășit norma constituțională. Fiți atenți, organul care e chemat să supravegheze Constituția ca nimeni, nici o autoritate din stat, să nu depășească norma constituțională, acest organ însuși a depășit Constituția, legea Republicii Moldova. Ce înseamnă sintagma spusă de curte? Că o hotărâre a Curții Constituționale este parte componentă a Constituției. Nu, asta e nonsens pentru mine, pentru noi constituționaliști și pentru tot juriștii ca atare. În fine, tot asta s-a trecut și iată tot e situația creată. Evenimentele de ultima oră, după ce a fost ales nou președinte, noi toți cu dumneavoastră am fost martori ocular. Când președintele intenționat depășește fără sfială și fără a fi, deci a se uita în norma constituțională, depășește Constituția. Și face așa, procedează așa cum găsește de cuvință. Iată, toată situația asta ne-a făcut pe noi să ne adunăm astăzi, să spunem că Comisia a finalizat, deci conform decretului președintelui Dodon de anul trecând, în 29 iulie, noi am avut la dispoziție un an de zile. Și că luna asta inspiră cel an care m-a avut la dispoziție. Deci, eu vreau să spun, din numele la toți membrii Comisiei, că Comisia s-a îndeplinit funcția într-un fel sau oarecare. Materialele noi le avem pregătite. Vorbeam că sunt azi publicate poziția doi membri din Comisie. Și de atâta, stimați colegi, noi vrem să discutăm pe scurt niște probleme care stau în jurul acestei probleme. Ultimul timp, când s-a început campania electorală, domnul președinte Voronin, și cât și mai înainte, eu sunt martor ocular când însă se îi spunea problema că trebuie să revedem Constituția, și îndeosebi oficial, după curent, în anul curent, dumnealui s-a spus părerea că trebuie de revăzut Constituția Republicii Moldova, că ceea ce e bun să lăsăm, ceea ce s-a depășit trebuie să completăm, să deci perfectăm norma constituțională și Constituția în întregime. Și de atât dânsul astăzi asistă la ședința noastră, domnul președinte Voronin, vă rog cuvântul dumneavoastră. Da, mulțumesc. Salut activitatea acestei comisii și necesitatea de a ne întruni astăzi, în ajun cu câteva zile înainte de alegerile parlamentare, pentru că tot ceea ce a vorbit domnul Pulbere și tot ce este legat de modificarea sau de elaborarea unei noi Constituții o să aparțină în întreg noului Parlament. Deci trebuie să fie și la început la curent cu această tematică. Dar, într-adevăr, timpul trece, apar multe alte împrejurări, evenimente, situații, flege și prema țării, clar lucru că ea trebuie să fie într-un pas cu acele probleme, cu acea cale de dezvoltare a țării noastre. Dar este foarte neplăcut când în legea supremă țării
o componență sau alta a Curții Constituționale intră fără de nicio necesitate. Dar se glumește în popor, poate că e legat de ceea că acum merge campionatul Europei la fotbal, că degrabă Curtea noastră Constituțională a să anuleze rezultatele meciilor de fotbal. La ce a ajuns? Ultimii ani, 22 de modificări în Constituție și niciuna conform Constituției. Niciuna conform Constituției. Dar Constituția este indicat ultimul comportament al Constituției, partea Constituției indică în ce mod și în ce fel să modifică Constituția. Și noi știm că sunt două modalități, referendum național și două treimi din Parlamentul, componența nominală a Parlamentului. Nici una, nici alta nu s-a făcut. Modificări la comandă, modificări plătite cu bani, modificări cu interes. Așa nu-i voie. Deși la noi și nu merge nimic. Se vorbește foarte mult despre reforma în sistemul justiției. Dar nu o să primim niciodată niciun rezultat și nu o să ajungem noi nici la o reformă dacă noi nu ne conducem de Constituție. Dacă în capul mesei noi posă Biblia țării, Constituție. Ca să nu sustragem din timp, noi, eu personal am trecut și un briefing referitor la această temă. Propunem o adunare, de creat o adunare constituțională mai largă, cu participanți și din teritoriu și din alte instituții, nu numai juriști, de alte instituții sociale, economice, politice, de tot felul care sunt la noi în țară, și de creat așa o adunare constituțională a care să fie elaborată Constituția. Și obligatoriu, după ce se trece expertiza, după ce trecem cu expertiza și la Veneția și în alte instituții europene, internaționale, să ieșim la referendum național. Fiecare om, prin votul lui, să înțeleagă și să fie implicat în aceea că el a votat pentru această Constituție și este obligat să o respecte. Nu numai că a votat și a susținut Constituția. În așa fel, noi putem să ajungem într-adevăr, la o Constituție și la un respect față de legea supremă a țării, care este obligatoriu în orice țară și mai mult decât la noi în Moldova. Eu m-am străduit din toate răsputerile, în toți anii când am fost la guvernare 2001-2009, să nu punem mâna pe Constituție. Și aici avem în față și pe domnul Pușcaș, și pe domnul Polbere, care sunt martori. Au fost multe intenții din diferite părți, inclusiv de la partea colegilor, că trebuie așa și așa de modificat. Dar este un lucru foarte important pentru aceia persoane care ocupă postul de președinte sau chiar care ocupă postul de membru al Curții Constituționale și alte posturi care trebuiesc de la persoană să depună jurământ. El depune jurământ și pune mâna pe Constituție. Și eu nu înțeleg cu ce soveste și cu ce obraz el, peste un timp oricare, dacă să nu spun a doua zi, încalcă Constituția. Nu, cum asta se poate? Cum poți tu, devenind președinte a Republicii Moldova, și să încerci a doua zi vorbi despre ce e Constituția, nu e așa, nu e amintele? Tu, înainte de a veni la acest post, ai deschis Constituția? Ai citit, te-ai uitat în ea, ai văzut împuternicire, ai văzut obligațiuni, nu înțeles absolut nici de fel. O nihilism politic și un nihilism juridic, constituțional, la cel mai jos nivel, categoric. Așa nu se poate, așa noi n-am construit nimic, nici o societate, dacă nu e bazată pe legea supremă a țării, din care, mai departe, se ramifică prin diferite legi organice, ordinare, etc. Și așa noi trebuie, în acest document nou elaborat, trebuie să totuși să punem restricții până unde poate să margă, să ajungă și ce fel de probleme poate să analizeze, să discute și decizii să iei pe marginea Constituției, însăși Curtea Constituțională. Că stabilitatea politică în țară încă nu e clară, nu e definitiv așezată. Toți anii aceștia noi ne tulburăm încolo încoace diferite parlamente, diferite
persoane la conducere. Deci ei poate să vină cu diferite intenții, nu numai decât frumoasă, nu numai decât în folosul țării. Deci noi în acest proiect trebuie să indicăm și până unde merge Curtea Constituțională, care e dreptul ei. Eu am vorbit la 25 de ani, manifestările cu prelerul 25 de ani la adoptarea Constituției, am vorbit, poate chiar că am intenționat, am vorbit așa, știți, într-un mod mai puțin mai brutal, că Curtea Constituțională nu este stăpânul Constituției. Ei sunt câinii care păzesc casa în care trăiește Constituția. Stăpânul, cum a spus dumneavoastră, domnul Polbire, articolul 2 al Constituției, suveranitatea în țară aparține poporului, dar nu unui sau altui grup de cetățeni. De această normă noi trebuie să conducem conștient. Și atunci o să meargă și reformele justiției și o să meargă tot și o să fie totul normal așezat așa cum scade în țară. Eu susțin activitatea și inițiativa aceasta care a fost propusă un an sau cât, da? În urmă. Da. Păcat că vin persoane care nu înțeleg și trebuie să facă și, de fapt, nu știu ce să facă și anulează tot ce... Da, pentru că deși e că nu-i propus de ei sau din alt considerente, dar deja nu mai contează. Da, păcat acest lucru, dar eu cred că aceasta este, ceea ce ați lucrat dumneavoastră un an de zile, este un bun început, un început foarte puternic și foarte bun pentru a elabora într-adevăr o Constituție care corespunde realitățile de astăzi. Eu la o emisiune televiziune am spus că ar fi bine de indicat și calea noastră de dezvoltare, să nu ne bălbâiem noi încolo, încoașe. S-au mirat toți că de ce Voronin propune că să indicăm că Moldova se dezvoltă pe cale europeană. Dar pe cale e altă cale, noi putem să ne dezvoltăm. Nu știu dacă aceasta poate nu e normă juridică, dacă o spune constituționaliștii, dar de fapt trebuie dedicat cum unii dezvoltăm noi, ca să fie pe toți clar și înțeles. Nu, unul vine cu idei, altul vine cu alte idei și așa noi nu putem întări nici statalitatea țării, nu putem întări nici nimic, nu putem hotărâ în țara noastră. Noi însuși în țara noastră. Eu mulțumesc acelor persoane care au activat în anul acesta, așa, cred eu că sunt foarte multe propuneri foarte constructive, dar eu vreau că doresc ca această adunare constituțională să fie propusă și e tot legiferat, trebuie prin hotărâre de Parlament, pentru că asta să nu fie hodor să noi seama deietele astea din capul cuiva și pentru ceva. Da. Și pe urmă de lucrat de ieșit la finish, la referendum național și de propus o Constituție așa cum scade. Inclusiv, încă o dată repet, și de prevăzut, revăzut împuternicirile însuși a membrilor Curții Constituționale. Ia ca ultima întrebare practică. Duminică o să aibă loc alegerile. Conform Constituției și conform legii despre Curtea Constituțională, Curtea Constituțională trebuie să fie compusă din 6 membri. Astăzi avem numai 5. Da, la ședință poate participe 4, dacă nu pot participa toți 6, dar deciziile Curții Constituționale se iau numai în cazul când componența Curții este completă. 6 persoane. Noi avem numai 5. Cine o să aprecieze rezultatele alegerilor parlamentare? Care, în ce mod o să fie ele? Mod constituțional sau neconstituțional? Ia că în fiecare pas ne întâlnim, dacă noi nu facem ceea ce trebuie și cum trebuie. Mulțumesc! Domnul președinte, vă rog, tot vă mulțumim. Într-o emisiune televizată, dumneavoastră a spus că adunarea asta constituțională care trebuie să fie deci formată din nou Parlament poate să deci finalizeze activitatea ei într-o an de zile. E real, deoarece cei ce a lucrat comisia noastră, materiale care sunt pregătite plus încă activitatea suplimentară, liber e real acest an ca noi să venim cu un timp de un an de zile cu un proiect bine definitivat și discos la referendum național. Ideea e foarte bună și vă spun, am vrut să menționez faptul că materialele sunt deja suficient adunate.
Domnul președinte Dodon, comisia noastră și îndiopște grupul de inițiativă care a activat anul trecut, vă mulțumim încă o dată că dumneavoastră ați fost acela care s-a emis decretul și a fost foarte solemn acest decret emis în ziua Constituției 29 iulie. Practic, noi azi vrem să constatăm că ne-am îndeplinit acele obligațiuni care le-a spus dumneavoastră în decret față de comisie care a format-o. Și vă raportăm, ați fim gata să prezentăm și un act definitiv prin care să demonstrăm că noi, Comisia Constituțională, am împlinit toate condițiile decretului care au fost pus în fața noastră, cele cerințe. Dumneavoastră, vi se oferă cuvântul, vă rog. Da, eu vă mulțumesc. În primul rând, vreau să mulțumesc membrilor comisiei că, în pofida faptului că decretul a fost anulat câteva luni în urmă, eu știu că dumneavoastră v-ați convocat în continuare și ați continuat munca asupra obiectivelor pe care noi dumneavoastră le-am discutat de mai multe ori. Necesitatea acestei comisii a apărut nu întâmplător. Pe timpul președintelui Voronin nu era așa necesitate, pentru că nu se încălca Constituția așa. În perioada 2001-2009, când mulți din cei prezenți erau și în conducerea Curții Constituționale, membri Curții Constituționale, noi nu am avut situația că să apară necesitatea unei comisii constituționale. Pentru că nu se încălca flagrant Constituția. Eu mi-amintesc, domnul Voronin, povestea de câte ori dumnealui a fost odată sau două ori la Curtea Constituțională sau s-a adresat la Curtea Constituțională. În acea perioadă, 2001-2009, Curtea Constituțională nu era jucător politic. Da, eu m-am dus odată și l-am felicitat pe Pușcaș cu ziua nașterii. Dar mai mult eu la Curtea Constituțională nu am fost niciodată. După anul 2013, în special, dacă nu mă greșesc, februarie-martie 2013, Curtea Constituțională a devenit jucător și instrument politic. Nu numai suveran și democratic, dar și un stat social. În condițiile tranziției, deci această calificare de stat social, calificare constituțională, în opinia noastră, este absolut obligatorie. Precum este absolut obligatorie de stabilit și regimul de guvernare, cum am vorbit noi despre Republică semiprezidențială. Este foarte interesant că în Constituția Republicii Moldova sunt menționate mai multe interese, dar nu sunt menționate interesele naționale. Noi considerăm că această noțiune de interesele naționale, ea trebuie să-și găsească locul în Constituție și nu poate exista stat de drept fără interese naționale. Adică este o parte a unui tot unic, juridic. Și dacă vorbim în acest sens despre suveranitate sub aspectul statului de drept, Constituția, în opinia noastră, este binevenit să stipuleze că această suveranitate este unică, este inalienabilă, este indivizibilă și nu este transmisibilă, este netransmisibilă. Dubla cetățenie, deja s-a menționat, noi considerăm că dubla cetățenie a fost extinsă hotărârea CEDO fără nicio justificare constituțională, ea a fost extinsă prin faptul că s-a lichidat dubla cetățenie și s-au modificat 28 de acte normative în vigoare care stabileau expres la diferite categorii de demnitari publici, deci această restricție. Noi considerăm că restricția aceasta trebuie să existe pentru persoanele cu funcții de demnitate publică, deci nu pentru cetățeanul simplu, dar pentru cei care vin în fruntea statului și își asumă obligația să rezolve problemele statului, să promoveze interesele acestui stat, interesele naționale, să stea la straja acestui stat și să protejeze inclusiv democrația constituțională, dreptul și drepturile omului în mod special. Considerăm că statul trebuie și organele, autoritățile publice trebuie să reacționeze la nevoile oamenilor. Precum este practica în alte state, când un număr anumit de persoane, dacă se expun în favoarea unei soluții, această soluție obligatoriu este necesar de a fi examinată de autoritățile publice. Noi
considerăm că așa o plafonare ar fi cazul să existe și în Constituție, unde la inițiativa, de exemplu, a 5.000 de oameni, autoritatea publică corespunzătoare va fi obligată să examineze și să promoveze această soluție în mediul respectiv, să o pună în discuție. Un alt aspect ține de aspectele financiare, de aspectele financiare care necesită a fi dezvoltate în Constituție. Norma prin care persoanele sunt prezumate că au averi licite, legale, este extraordinar de bună, dar este insuficient atunci când cheltuielile persoanei depășesc veniturile ei. În condițiile acestea, noi considerăm că aceste supravenituri necesită a fi demonstrate prin instanța de judecată în ordinea prevăzută de recunoașterea proprietății. Deci pentru orice persoană, nu numai pentru persoanele demnitarii publici, dar orice persoană la care evident cheltuielile depășesc veniturile. Considerăm că statul trebuie să stimuleze dobândirea legală a bunurilor materiale și spirituale. Statul trebuie să creeze condiții pentru îmbogățirea legală a cetățenilor săi. Deci nu să formeze anumite bariere, anumite să îngrădească libera inițiativă a antreprenorilor, business-ului, dar anume trebuie să creeze condiții pentru îmbogățire legală. În acest sens, Banca Națională trebuie să aibă o autonomie funcțională, iar profitul anual al Băncii Naționale considerăm că trebuie să facă venit la bugetul de stat. Banca Națională, oricum, este o structură independentă, are autonomie, dar aceasta ține numai de capacitatea ei funcțională, de a activa fără imixtiuni în activitatea sa. Iar acele venituri pe care le obține Banca Națională, ele aparțin, de fapt, poporului și trebuie să facă venit la bugetul de stat. Considerăm important să formeze Parlamentul din două camere. Un Parlament din Camera Deputaților și un Senat din reprezentanții din teritoriu, unităților teritorial-administrative, pentru a lua în interes statal, pentru a lua în considerație pozițiile celor din teritoriu. Cele mai importante probleme ale statului, în mod obligatoriu, urmează a fi supuse referendumului. Și hotărârile adoptate potrivit rezultatul referendumului trebuie să aibă putere juridică supremă și trebuie să fie executorii de drept din momentul desfășurării referendumului. Interpretarea Constituției, în opinia noastră, urmează a fi delegată unui organ de specialitate a Parlamentului, unui Consiliu Legislativ, care să aibă acest drept de interpretare. Fiindcă, în practica internațională, de regulă, organul emitent, el și interpretează. Și în cadrul Parlamentului, dacă se va forma un Consiliu Legislativ, conform legii, deci acest Consiliu Legislativ ar putea să îndeplinească această funcție. Care sunt articolele noi din proiectul care noi îl înaintăm? Deci, viața înaintează, pune în fața noastră mai multe sarcini. De exemplu, să ne conformăm situației cu internetul. Deci dreptul la internet este un drept fundamental. Dreptul la internet atinge alte drepturi. Dreptul la informații, dreptul la răspundere sau răspunderea care urmează dacă încalci acest drept. Dreptul la internet, dumneavoastră observați câte tranzacții, câte activități deja au trecut în sfera internetului. Și această activitate, ea trebuie reglementată constituțional, în opinia noastră. Deci, autoritățile publice, considerăm, este binevenit să fie introdusă noțiunea de răspundere colectivă. Autoritățile publice trebuie să poarte această răspundere, fiindcă în majoritatea cazurilor ele au organe colegiale. Dar organul colegial, pe cum știm noi, nu răspunde absolut nicicum.
În cazul dat, noi considerăm că este necesară de reglementat prin lege răspunderea parlamentară, guvernamentală, departamentală, ministerială. În contextul dat, considerăm că trebuie de dezvoltat și pozițiile și țin de instituțiile, de instanțele de judecată. Considerăm că organele de autoadministrare a judecătorilor trebuie să fie adunarea generală a judecătorilor și ea trebuie să existe în Constituție și Consiliul Superior al Magistraturii. De asemenea, trebuie de găsit loc în Constituție și pentru avocatură. Avocatura, care este institutul de bază de asistență juridică persoanelor fizice și juridice, în scopul apărării drepturilor lor. Cu referire la statutul juridic al Curții Constituționale, noi considerăm că ea trebuie nu numai să garanteze supremația Constituției, dar ea trebuie să asigure și protecția Constituției ca o sarcină de bază. Totodată, ea trebuie să garanteze și să asigure și securitatea și stabilitatea constituțională. Ori deciziile, avizele, hotărârile Curții Constituționale trebuie să fie îndreptate spre protecția acelei stabilități în țară, spre a nu da naștere și a genera diferite crize constituționale, dar a primi decizii echilibrate și înțelepte care să excludă crizele constituționale. Domn Valeriu, da. Eu cer scuză o secundă. Stimați colegi, domnule președinte, domnul președinte Voroneș, domnul președinte Don, trebuie să plece la altă consfătuire care e preconizată la orele 11. Cred că facem o întrerupere de 2 minute. Și atunci continuăm mai departe. Deci asta am o solicitare la dumneavoastră. Cu această propunere de 2 camere a Parlamentului, dați să consultăm mai mult și mai profund problema. Eu m-am întâlnit cu ea în cadrul elaborării așa numitului memorandum COZAC. Și în condițiile în care se află azi Moldova cu problema reintegrării, aici se apar multe probleme. Dar să fim atenți, deocamdată să nu dăm aceasta în societate, să nu aruncăm în societate. Că pe urmă să ne merim în capcan și nu să putem ieși de acolo. Și să avem acele probleme care le-am eu până acum cu acel memorandum. Eu vă rog foarte mult. Vreau să atrag atenția. Republica noastră nu este așa de mare, după număr, după asta, trebuie să ne gândim foarte bine cum facem la aceste cu 2 camere, că pe urmă încurcăm noi însuși pe noi. Și să întrebăm așa de adânc, că n-am să putem ieși pe urmă la suprafață. Eu, repet încă o dată, eu am avut această problemă cu memorandumul COZAC și e foarte serioasă problemă. Absolut. Iar să știm, dacă noi până acum nu putem înțelege și nimeni mare Parlamentul ori președintele, noi o să aducem la ce acțiunea și mai mare, Parlamentul sau care cameră din Parlament. Și am să întrebăm, cât de departe. Mulțumesc. Dacă îmi permiteți. Da, numai o secundă. Da, Victor. Memorandumul COZAC prevedea federalizarea Republicii Moldova. Și nu, 2 camere. Și nu, da, dar se propune fără federalizare. Stat unitar, dar cu 2 camere. Parlamente. Asta este o practică foarte răspândită în lume și principalul că e de răspuns la foarte multe probleme, dar nu federalizarea. Federalizarea se exclude. Stimați colegi, o repauză de 2 minute, petrecem domnul președinte și revenim. Nu știu de ce nu merge așa cum am zis mai.
Stimați colegi, revenim la activitatea noastră. Domnul Valeriu, vă rog, gândul de încheiere care îl aveți, și pentru că mai sunt doritori care vor să spună părerea, să ne încadrăm și noi în timpul rezervat. Vă mulțumesc, domn președinte, dar așa, dacă mergem după această prezentare, care nu știu de ce nu se mișcă, cred că cu această frumoasă remarcă a lui Ștefan cel Mare o să încheie prezentarea. Fiindcă Moldova nu este a mea, ea nu este a voastră, ea este a urmașilor noștri. De aceea, Constituția trebuie să servească numai pentru noi, norma constituțională trebuie să fie Constituție, trebuie să fie constituțională, Constituția trebuie să fie Constituție și lucrarea dumneavoastră o puteți consulta în internet, ea este deja este pusă în internet, în biblioteca unei universități și poate fi consultată inclusiv prin intermediul digital. Vă mulțumesc! Domnul Valeriu, noi tot vă mulțumim pentru prezentare detailată a viziunilor autorilor acestei monografii. Deci, îi sufer cuvântul domnului Victor Pușcaș, unul din autori, care să vă expune pe marginea acestor propuneri care aceste doi membri ai comisiei noastre în monografie respectivă au totalizat părerile lor. Vă rog, domnul Pușcaș. Mulțumesc, onorată asistență. Eu o să vorbesc mai succint, deoarece domnul Cuciuc și-a expus opinia asupra mai multor compartimente a prezentei cărți. Nu chiar toate coincid opiniile ale mele și ale dumnealui, nu pe deplin coincid, dar mă rog, asta e pentru discuție și în rezultatul discuțiilor, cred că va fi o concluzie finală. Numai un exemplu. Domnului propune că să fie înscris în Constituție că Republica Moldova este Republică semiprezidențială. Dacă să, vă rog, nu să vorbesc despre mine, dar eu sunt persoana, poate unică, care am participat în toate comisiile constituționale, la introducerea chiar și a funcției de președinte Republicii Moldova, și în anul 1990 am pregătit proiectul de lege ca să introducem Republică Prezidențială, care e mai caracteristică istoric pentru administrarea treburilor publice în Moldova. A fost introdusă funcția de președinte la 3 septembrie 1990, dar n-a fost nici Republică Prezidențială, nici semiprezidențială, dar mai apropiată de cea prezidențială. Pentru că atunci s-a dat președintelui Republicii Moldova posibilitatea de a adopta decrete cu caracter legislativ, cu caracter de lege. Asta a fost prima casă construită în anii 90-94. În anul 94 a fost introdusă deja, reieșind din atribuțiile președintelui, Republică semiprezidențială. În anul 2000, prin legea 1115, a fost introdusă deja Republică parlamentară. În 2016, prin hotărârea Curții Constituționale, a fost introdusă, eu nu pot da niciun fel de apreciere, ce avem în Republica Moldova? Semiprezidențială, semiparlamentară, parlamentară și așa mai departe. De ce e susțin pe domnul Cuciuc să face încercarea de a înscrie în Constituție, regimul de guvernare, forma regimului.
dar de a înscrie ca o republică prezidențială cu posibilitatea de a o revizui numai prin referendum. Referendum constituțional. Pentru că nu învinui pe nimeni, nu aduc critică nimănui, dar trebuie terminat cu aceste lucruri, că trecând la o formă și formând altă formă de guvernare, se schimbă foarte multe lucruri în Republica Moldova. Noi nu dovedim să ne depășim probleme. Ceea ce e pentru viitor, asta e altă problemă. Dar cum de adus înapoi în câmp constituțional ceea ce s-a petrecut în Republica Moldova? De ce se propune o redacție fundamentală a articolului 7 din Constituție, care este intitulat că Constituția este legea supremă a Republicii Moldova și niciun act, nicio lege, niciun alt act juridic nu pot să contravină Constituției. Și mai jos dăm mecanismul care ar putea să aducă la revizuirea unor hotărâri ale Curții Constituționale și a forma corect câmpul constituțional al Republicii Moldova. Altă problemă, aia este două chiar, care ultimele, dizolvarea Parlamentului. Noi propunem să fie introdus un al treilea temei în articolul 85 din Constituție, ca să poată fi, când Parlamentul își pierde legitimitatea, ea poate să fie determinată nu prin viziunea unei figuri politice, unui subiect de drept politic, fie chiar de cel mai înalt rang în stat, dar să fie determinată prin referendum. O altă propunere, în articolul 98 din Constituție, se vorbește că consultarea fracțiunilor parlamentare, președintele numește candidatul. Dacă s-a mimat cum de data aceasta, că eu vorbesc acest lucru, pentru că am și lucrări scrise la acest capitol, s-au mimat consultările, dacă nu a apărut candidatul majorității parlamentare, în deopște s-a negat acest fapt. Dintrodus în articolul 98 din Constituție, că dacă există un candidat al majorității parlamentare, indiferent această majoritate tehnică sau politică, n-are importanță. Majoritatea parlamentară, țara trebuie să meargă mai departe, nu să ne oprim pe loc. De aceea trebuie să fie fixată în Constituție și să fie luată în considerație de către președintele Republicii Moldova numirea acestui candidat. Dar dacă vom vorbi pe deplin de republică prezidențială, atunci președintele va fi în fruntea cabinetului de miniștri, va fi lichidat aparatul acesta grozav care aduce cheltuieli mari, bugetare, va fi exclusă dublarea atribuțiilor, a funcțiilor în puterea executivă și așa mai departe. Dar cum se poate, sunt o sumedenie de modificări, de cum s-a vorbit undeva aproape 60 de modificări în Constituție, inclusiv articolii noi, dar cum de ajuns la final? Cum? Eu socot că domnul Voronin are perfectă dreptate, cu toate că în 2000 atunci s-a schimbat Constituția, s-au schimbat multe, ca peste vreo două luni de zile să aibă majoritate parlamentară, când eu și se poate lichida și Curtea Constituțională. Dar care e calea? La cum? Cum putem să ajungem la acest rezultat, să introducem mecanismele necesare în Constituție ca să fie la minimum sau îndeopște exclusă posibilitățile de a crizele, de a avea superiorități politice a unei grupări sau a unui partid asupra altui partid și așa mai departe. Cum aceasta putem să o facem? Eu, domnul Pulbri, eu socot că noi activitatea noastră ne-am încheiat-o, cu toate că chiar și în decretul din anul trecut era scris că
Noi, rezultatele comisiei nu se prezintă pentru a fi examinate de către legiuitorul constituant. Adică comisia se prezintă legiuitorul constituant, dar prezintă subiecților cu drept de inițiativă de modificare a Constituției. Adică statutul comisiei trebuie să fie schimbat prin lege, prin lege, să fie reglementat. Și anume, dacă domnul Voron îmi propune că să avem adunare constituantă, dar sunt trei căi, există trei căi de, adică practica internațională ne vorbește de trei căi de adoptare a Constituțiilor. Așa cum la noi, în Republica Moldova, legiuitorul constituant a fost Parlamentul, în Federația Rusă, de exemplu, direct Comisia Constituțională a prezentat la referendum. În România a fost din tâi format adunare constituantă. Dacă nu formăm, adică dacă nu-i dăm asemenea împuterniceri comisiei, fie ea numită comisie constituțională, fie ea numită adunare constituantă, care să întocmească proiectul de revizire a Constituției, dar să fie aceste împuterniciri întărite prin lege, prin lege organică și aceste împuterniciri să fie date acestei autorități care va prezenta, nu legiuitorul constituant, acolo unde forțele politice dictează cu toate problemele, cum ne convinge până la ziua de astăzi, dar direct la referendumul național, la referendumul constituțional și să fie întărite modificările în Constituție prin referendum național, referendum constituțional și să fie pus în un șir de bariere și în privința schimbării regimului de guvernare și în privința independenței, a suveranității, în privința altor probleme, sunt vreo 7-8 probleme care nu pot să fie niciodată de nimeni pus în discuție în afară de referendumul republican. Dar unde, cum a spus domnul Cuciuc, trebuie să fie, adică să fie ca interese naționale și nu poate fi scoasă nici la referendumul de naționale sau constituționale. Iată aceasta eu am vrut ca să vă aduc la cunoștința dumneavoastră. Vă rog să recunoașteți că această, noi am făcut o tentativă ca să nu rămână, să nu căutăm, să nu se ducă în prăpastie ceea ce a făcut comisia pe parcursul aproape unui an de zile, la 29 iulie o să fie un an de zile, dar ne-am luat responsabilitatea ca să ducem la cunoștința opiniei publice. Proiectul este al nostru personal, nu a fost sponsorizat de nimeni și, printre alte, să fie tot clar pentru toată lumea că și comisia a lucrat pe bază de voluntariat. Poate asta e prima comisie în Republica Moldova care activează în așa fel. Vă mulțumesc de atenție. Victor Spangi, domnul Pușcaș, noi tot vă mulțumim pentru prezentarea dumneavoastră, pentru concretizarea. Bineînțeles că ideile tale tot timpul au fost ele interesante ca atare, pentru că toți noi cunoaștem că tale ești, așa spunem, o expresie axacală în domeniul respectiv. Într-adevăr, s-a activat în multe comisii constituționale, dumneavoastră a stat la baza formării curții constituționale, cadrul legal pentru Curtea Constituțională și nu numai Curtea Constituțională. Și că părerile dumitale, aprecierile dumitale sunt tare importante pentru noi cei care și pentru toată societatea juriștilor din Republica Moldova și sper eu și pentru cetățenii Republicii Moldova. Cuvânt să oferă domnului Pavlovski, vicepreședinte. Scuzați o replică, dacă se poate. O replică scurtă. Vă rog, Curtea Constituțională o căzută în prăpastie, noi propunem să o scoatem de acolo. Adică să o depolitizăm pe deplin, Curtea Constituțională. Să îngrădim judecătorii constituționali de influența politicului. Adică să fie formată Curtea Constituțională în afara politicului.
Iată, aceasta eu vă rog ca o novelă care ar trebui să fie susținută, pentru că este foarte greu ca judecătorii constitționali să nu cadă sub... Nu ținem minte că un viitor judecător constitucional a spus în public 3 ani am stat pe baricade și eu n-am drept să fiu judecător constitucional? Stați, noi nu ne trebuie de ce judecători. Trebuie să fie societatea îngrădită de a nimeri la Curtea Constituțională astfel de persoane. Iată, eu vă rog, dacă am atinge acest scop, să fie formată apolitic, să nu se amestece politic în formarea curții constituționale, atunci am avea mare succes în activitatea tuturor autorităților publice din Republica Moldova. Facem niște schimbări structurale foarte și foarte adânci și noi trebuie să începem cu elaborarea unui concept. Pe ce cale noi vrem să mergem? N-am ajuns la această elaborare, iarăși de aceea că activitatea comisiei a fost brusc întreruptă. Și trebuie dispus că prin această întrerupere s-a încălcat unul dintre cele mai fundamentale principii activității de stat, care este principiul continuității, deoarece nici domnul Dodon, nici doamna Sandu, nici domnul Voronin nu stau la președinție în capacitatea sa personală. Ei stau în președinție în calitate de un atribut al acestui stat. Și dacă noi am avea o astfel de abordare, atunci noi trebuie să cerem respectarea acestui principiu al continuității și consecutivității, dacă doriți, în activitatea statului. Nerespectarea acestui principiu sau ignorarea acestui principiu a dus la perturbarea activității comisiei. Și este cu mult mai regretabil acest lucru, reșind și de aceea că și doamna Sandu la fel vorbește despre necesitatea modificării Constituției și alte forțe politice vorbesc despre necesitatea modificării Constituției, dar când vine vorba de întreprinderea unor pași concreți, atunci imediat apar diferite interese înguste de partid care, spre regret, prevalează asupra intereselor generale ale societății în țara noastră. Și eu spun despre aceste lucruri cu regret, deoarece, de facto, comisia noastră a lucrat undeva 5-6 luni, dintre care 2 sau 3 luni chiar perioada vacanțelor de vară. Deci clar că noi n-am avut posibilitatea să desfășurăm această activitate așa cum ea a fost gândită din start. Dar din start, crearea acestei comisii a fost un pas foarte și foarte corect, deoarece, practic, prima oară, dacă nu prima, a doua oară, când statul a avut o abordare absolut sistemică, structurală față de această întrebare. Într-adevăr, această întrebare nu poate fi examinată, cum se zice, metodul tica. Trebuie să fie abordarea sistemică. Și ceea ce s-a început, dar spre regret, n-a fost finalizat. Eu n-aș dori să intru în detaliile acestor propuneri. Din punctul meu de vedere, unele dintre aceste propuneri sunt bune, unele trebuie, nu vreau să fiu critic, că s-a făcut lucrul mare și eu chiar îl apreciez. Pur și simplu am vrut să spun că a spus și domnul președinte Voronin, că sunt unele lucruri prea delicate, că ele să fie adoptate așa din mers. Trebuie de spus că, și noi am vorbit cu unul dintre autorii despre aceste lucruri, că noi vorbim despre ingerință în materie legislativă, constituțională. Pentru această ingerință, în formă de modificare sau înlocuire unui articol cu altul sau abrogare, pentru această ingerință trebuie să existe o necesitate societală stringentă. Deci în societate trebuie să existe o înțelegere că aici ceva cu această prevedere nu este bine. Și această prevedere, într-un fel sau altul, trebuie modificată. Atunci putem vorbi despre reformă. De propus modificarea Constituției așa, pur de dragul îmbunătățirii unor norme sau altor norme,
Este un lucru bun, dar nu este, el nu corespunde practicilor europene privind modificarea legislativă. Repet, trebuie să existe o necesitate stringentă care necesită ingerință din partea statului în această materie, ca lucrurile să fie aduse la normalitate. Așa, dacă simplificăm acest concept foarte larg. Din punctul meu de vedere, da, într-adevăr, în Constituția noastră există foarte multe lucruri care, într-adevăr, necesită ingerință, deoarece ele nu corespund nici realităților, dar nici principiilor de bază a unor noțiuni juridice. Eu am vorbit deja că presupunem Constituția. Ea nu vorbește, nu privește dreptul la un proces judiciar echitabil. Lipsește acest drept fundamental pe care se bazează celelalte drepturi care trebuie să pot fi reparate prin adresarea la instanță de judecată, nu este garantat de Constituție. Nu există accesul la justiție. Corect, există. Dar accesul la justiție este un element foarte mic a noțiunii mai generale a dreptului de un proces judiciar echitabil. Deci primarul este, lex generalis, dacă doriți, este conceptul de dreptul la un proces judiciar echitabil. Dar accesul la justiție este un element, un mic element a acestui noțiuni generale. Asta un exemplu eu v-am dat, care într-adevăr merită reparat, deoarece pur și simplu a fost o abordare nu prea corectă din partea autorilor acestei prevederi. Și asta a dus la ce? Curtea Constituțională înțelege și dă seama cât de important este dreptul la un proces judiciar echitabil și neavând acest drept în Constituție, Curtea Constituțională a mers pe calea interpretărilor, adăugând la noțiune de acces liber la justiție, inclusiv și aceste drepturi mai generale, ceea ce este totalmente, din punctul meu de vedere, totalmente eronat. Și baza de ce s-a întâmplat așa, sunt aceste lucruri eronate care sunt incluse în Constituție, asta A, și B, că niciun act legislativ din Republica Moldova nu privește principiile de interpretare a legilor. Nu sunt prevăzute, mai mult ca atât. Moldova, în cazul dat, nu este o excepție. Foarte multe țări nu privăd principiile de interpretare a legilor. Numai Convenția de la Viena, care se referă la dreptul tratatelor, acolo este un articol care se numește interpretarea tratatelor și acolo se vorbește că interpretarea trebuie să fie făcută cu bună credință și că cuvintelor trebuie să le fie acordat un sens obișnuit care trebuie să fie acordat acestor cuvinte. Ceva de acest gen. Deci, mai departe, nimeni nu merge. Și el a dus la situație că, inclusiv și judecătorii constituționali, judecătorii de drept comun mai puțin, ei în general nu vor să interpreteze nimic, judecătorii de drept comun, dar judecătorii constituționali uneori merg pe calea interpretării foarte largă, chiar și excesiv de largă. Și asta își provoacă și neînțelegere, inclusiv și din partea politicului. De ce așa? De ce aici așa, de acolo altfel? Și de ce s-a întâmplat așa? De ce? Că la noi nu există niciun act normativ. Eu nu văd niciun obstacol. De ce Parlamentul n-ar putea adopta o lege organică privind interpretarea actelor normative? Sau interpretarea Constituției, sau interpretarea legilor. De ce? Unde s-ar putea de indicat principiile de interpretare și ce poate să fie interpretat, ce nu poate să fie interpretat. Inclusiv și faptul că prin interpretare nu trebuie să fie create norme noi. Ceea ce la noi se face pe larg. Pe larg la noi se utilizează metodele de interpretare pentru crearea unor norme noi. Și încă un element, notele de fundamentare care se prezintă la Parlament împreună cu proiectul de lege. De regulă, aceste note sunt foarte formalist chiar și scrise. Foarte formalist scrise. De ce se propune această modificare? Și autorii legilor, proiectelor de lege, nu-și dau seama că aceste note de fundamentare
sau explicative, sau cum se numesc, oricum ar fi numite aceste note, anume ele servesc drept bază pentru interpretare ulterioară. Dacă cineva, Curtea Constituțională sau instanțele de drept comun ar vrea, sau chiar și mediul științific, ar vrea să interpreteze o lege, ei trebuie să citească aceste note. Uitați-vă la Curtea Europeană. Mi este mai ușor acest exemplu. Curtea Europeană are un document care se numește Travaux Préparatoires. Asta e o lucrare fundamentală, undeva pare mi se 9 volume, ceva de genul acesta, 9-10 volume, unde sunt prezente toate procesele verbale de discutare a proiectelor convenției la etapa elaborării, inclusiv și votul membrilor pentru aceste prevederi și inclusiv și modificarea, înlocuirea unei sintagme cu o altă sintagmă, discuțiile. Și toate aceste lucruri sunt printate în formă de carte, așa fac, stau volume, și în cazul în care cineva are dorință să clarifice de ce oare părinții fondatori au avut în vedere prin acest cuvânt sau prin altă sintagmă, deschid Travaux Préparatoires, găsești acest articol și uite ce discuții au avut loc, încotro mergea această discuție, deoarece în materie politică foarte multe lucruri se rezolvă prin consens. Când o parte cedează ceva, o altă parte cedează ceva și ajung la ceea ce îi unește, dar nu dizbine. Tot așa și aici, când noi vorbim despre interpretare, la noi există procesele verbale a ședințelor Parlamentului, care tot pot servi drept bază pentru interpretarea normelor legale. Nu, nu știu, ați văzut măcar o dată Curtea Constituțională să fie studiat ședințele Parlamentului, procesele verbale a ședințelor Parlamentului, cu scopul identificării intențiilor legiuitorului. De ce norma aceasta anume așa a fost prezentată sau altfel? Deci sunt foarte multe lucruri de studiat dacă cineva ar vrea să abordeze serios interpretarea, problema interpretării Constituției și interpretărilor actelor normative. Odată ce acest lucru nu este făcut, noi putem să schimbăm ori de câte ori dorim noi componența Curții Constituționale. Odată ce judecătorii nu sunt legați de niște norme stricte și, dacă doriți, și rigide de interpretare a Convenției, a Constituției în cele tare, situația nu se va schimba. Nu se va schimba. Deci noi trebuie să spunem, cum se spun englezii, primele lucruri trebuie să le punem pe primul loc. Dar pe urmă să vedem deja mai departe. Oricum ar fi, lucrarea aceasta este foarte importantă. Ea prezintă o direcție de activitate și un exemplu foarte bun pentru ceilalți specialiști care mai devreme, mai târziu, oricum vor fi nevoiți să lucreze, indiferent de soarta acestei comisii. Oricum, societatea juridică și societatea politică va fi nevoită să se întoarcă din nou și din nou la această problemă, deoarece problema nerezolvată, ea oricum rămâne problema nerezolvată și mai devreme mai târziu, noi vom fi nevoiți să le rezolvăm. Alt lucru, că timpul trece, timpul se pierde, din păcate, și nici cum nu poate el să fie compensat, deja ceea ce s-a făcut, ceea ce s-a pierdut, dar măcar așa să ne înțelegem despre lucruri fundamentale care trebuie să fie puse în baza reformei constituționale în Republica Moldova. Mersi mult! Domnul Pavlovski, noi tot vă mulțumim dumneavoastră, dar într-adevăr ideea care dumneavoastră a sugerat-o și cum ar trebui Curtea Constituțională, cum ar trebui instanțele de fond, cum ar, vedeți când legile obișnuite le comentează sau le interpretează Parlamentul Republicii Moldova. În afară numai că Constituția este interpretată de Curtea Constituțională. Păi ideea care ați propus dumneavoastră, Amu, că trebuie la discuții
să ridice materiale inițiale care au stat la baza adoptării acestui legi. Bineînțeles că destul de interesant propuneri și ideea aveți de a discuta sau de a ne gândi pe viitor cine mai activa în aceeași adunare constituantă sau adunare sau comisie constituțională care va fi formată pe viitor, pentru că deci aici s-a vorbit azi deja că oricum mai devreme mai târziu sau parlamentul viitor care va fi va fi nevoit să procedeze la formarea unei noi comisii pentru a scoate la capăt cele deci greșeli care sunt sau comise pe NAMU, de le aduce la normal. Și cum și-a vorbit și domnul Pușcaș, oricum acele 24 când le-am socotit noi atunci la conferința noastră de hotărâri a cursii constituționale care ele contravin materii constituționale, dar ele există, ele sunt publicate, nimeni nu le-a abrogat, nu le-a anulat și cât Curtea Constituțională, cât și alte instanțele de fond fac trimitere la aceste hotărâri, poate chiar și dacă nu toate zău, dar foarte des. Și oricum cum să le aducem la normal acele gânduri care au fost greșite pus acolo. Cuvânt să oferă domnului Midrigan, unul din președintele grupului de lucru din comisia, fosta comisia noastră. Stimați colegi, felicitări pentru autori. Dacă aceasta este monografie și nu mai mult, fiindcă nu este opinia comisiei, o apreciem și cred că va fi interesant să o studiem. Ce se referă la întâlnirea de astăzi, să aducem la cunoștință societății, lucru, comisii, eu cred că nu s-a întâmplat. Cine avem în sală? Noi suntem în agenda Parlamentului. Niciunul din conducătorii Parlamentului nu este. Chiar niciun deputat nu este. Adică o putere care noi, chipurile, am vrut să aducem la cunoștință, am lucrat, aici este domnul Creangă, dar am zis din conducerea Parlamentului. Nu este nimeni din partea guvernului, dacă mai este guvernul pe undeva. Nu este nimeni la președinție. Noi cui aducem la cunoștință activitatea comisiei? De fapt, ăștia sunt foștii noștri colegi, eu înțelegeam că noi, într-adevăr, după munca noastră, să aducem la factorii decizionali care au o influență și care au o competență, într-adevăr, să continuăm acest lucru foarte important. Nu mai zic de presă. Bun. Suntem la câteva zile de alegeri. Cineva chiar aceasta va aprecia ca un element electoral. Deoarece promovarea reformei constituționale este înaintată de unul din concurenții electorale, care, de fapt, au fost astăzi la întâlnire cu noi. De aceea, eu apreciez și sunt gata ca să continuăm această activitate, indiferent cine vor fi președinți, cine vor fi în Parlament, indiferent care partide. Fiindcă, cu părere de rău, îndată ce a fost emis decretul, de-au spus, păi ăsta e echipa lui Dodon. Ce vreți de la dânsul? Da, e echipa lui Dodon. Și noi atunci am discutat că pentru o comisie de reformă a Constituției este necesară o susținere juridică mai solidă, măcar o hotărâre de Parlament. Ceea ce nu s-a întâmplat. Iată mult, astăzi discutăm despre Curtea Constituțională și nu știu ce. Dar să ne aducem aminte de hotărârea Parlamentului de stat capturat, unde s-a menționat și Curtea Constituțională. Ce s-a întâmplat? Iată astăzi domnul Dodon, că iată pe criterii politice. Păi cine a contribuit ca actuala Curte Constituțională să fie pe criterii politice? Nu inclusiv și partidele, inclusiv și Partidul Socialiștilor? De ce nu s-a mers totuși până la urmă pe concurs? Într-adevăr,
Cineva nu mai vrea să participe în aceste concursuri. Fiindcă chipurile, integritatea la persoanele care au câștigat și așa mai departe. Și acum noi zicem, iată, au luat-o în altă parte, curtea. Păi, dacă vrem ceva, într-adevăr, să facem solid, pe o perioadă îndelungată pentru stat, indiferent de ea, trebuie să stabilim. Dar așa s-au ajuns. Eta mne, eta tebe, eta mne, eta tebe, eta peat mne. Așa s-au împărțit. Care a fost diferența dintre 2010 și 2019? Prin urmare, cu tot respectul, inclusiv față de președinți, inclusiv de alte persoane și personalități, eu cred că, într-adevăr, acest lucru foarte important, ca într-adevăr, bazele și timilia care urmează să fie în aceste propuneri constituționale, după cum a menționat și domnul Pușcaș, încă nu știm mecanismul, fiindcă nu vor. Eu cred că astăzi nimeni nu vrea să modifice Constituția, pe cineva îi aranjează. Este un mecanism ultim. Și curtea zice, nu, hotărârile noastre fac parte din câmpul constituțional. Adică hotărârea Curții Constituționale e la nivel de Constituție, punctum. Și zice, nu, hotărârile noastre nu pot fi contestate. Noi suntem aproape de Dumnezeu. Și noi zicem, iată, toată lumea juridică, ce facem, cum o facem? Dar ce ne-a să vrei să coboare înapoi? Iată, noi propunem chipurile că, da, să vedem împuternicirile, competența iarăși a Curții Constituționale. Dar o să vrei? Eu mă îndoiesc astăzi. Fiindcă acest mecanism o să fie folosit și noi, de multe ori, deja știm cam în care scopuri Curtea Constituțională este folosită și va fi folosită. Deci, stimați colegi, s-a făcut un lucru necesar, într-adevăr, poate nu până la urmă și în acea formă care trebuia să fie și alte persoane, partide politice, din diferite domenii, să fie o propunere solidă, care într-adevăr să aibă izbândă. În primul rând, trebuie această comisie, dacă se va numi comisie, să aibă o credibilitate în societate și față de toate forțele politice, zicem, să intre din toate partidele parlamentare, extraparlamentare, societatea civilă, evident, specialiști, inclusiv, iată cum a fost organizat domnul Vornic, cu specialiști de talie internațională la conferința noastră științifică internațională, care într-adevăr au o experiență, și să aibă o pondere această comisie. Și noi când o să venim, dacă o să mai fim, fiindcă nu se știe, poate să fie o altă comisie de reformă constituțională, să venim față de elementele decisive care au competența de a decide. Hai, ori, fiindcă și referendumul nu e o chestie simplă, e un referendum constituțional care trebuie să fie o prezență solidă. De aceea, cred că este necesar de a continua această activitate, dar după părerea mea, trebuie un pic schimbat atât componența, atât ponderea, atât mecanismul nostru de discuție și analiză în cadrul comisiei și atunci dă Doamne, fiindcă acum se creează așa o impresie că toți acum avem probleme cu Curtea Constituțională, da? Parcă ar fi cea mai mare problemă. Da, e o problemă. Însă Constituția totuși are direcții, să zicem, destul de importante pentru următorii 30, 40, 50 de ani măcar de dezvoltarea societății noastre. Vă mulțumesc! Domnul Mitrăgan, noi tot vă mulțumim. Stimați colegi, da. Deci, se dorește să iei cuvântul domnul Guțuleac, domnul profesor Guțuleac, după asta domnul Răilean.
Și cine dorește? Da. Și dumneavoastră, da, eu am fixat. Mersi. Onorată asistență, încă o dată bună ziua. O să mă străduiesc să fiu laconic. Eu aș vrea să prolungesc într-o măsură oarecare gândul domnului Mândrican, deoarece, dacă vă amintiți, și la conferința științifică noastră și pe urmă la ședințele noastre a comisiei, în locațiunea mea eu spuneam undeva cam care perspectiva. Cu regret s-a confirmat. Și astăzi undeva noi încălcăm din nou pe aceeași greblă, drept că o leacă deja cu care va succes, când am venit de coasă, mă gândeam că da, rezultatul o să fie ceva altul. Însă, principalul, vreau să spun cuvinte de felicitare, de încurajare a autorilor lucrării care ne-au prezentat, deoarece anume datorită lor noi avem ocazie să ne vedem unul pe altul, să ne întâlnim, iată aici, și cred că aceasta este cel mai mare succes al nostru, că noi am avut posibilitate, practic, din nou să vedem unul pe altul. Și poate ar fi momentul undeva să spunem un cuvânt de laude, cum n-ar fi de paradoxal, poate unul la altul, că avem curaj, necătând la ceea că suntem, în afara câmpului juridic, deoarece decretul este, abrogat, noi totuși n-am lăsat capul în jos, n-am dat mâinile în jos, dar prelungim, într-o măsură oricare, munca noastră. Clar că rezultatele care sunt, propunerile care sunt prezentate, ele, timilie este, încă de lucru, este foarte, foarte mult. Și, practic, noi am lucrat pe grupuri numai. În comun noi n-am discutat nimic încă. Și, mă rog, pe data de 11, după 11, va fi clar, activitatea noastră va fi legalizată, sau unde nu știu să fim dați uitării, dar totuși lucru, poate individual, noi totdeauna om prelungi fiecare pentru noi. Dar dacă în caz că, mă rog, va fi așa, că va fi, om reveni la punctul inițial, clar că deja pe urmă toate aceste propuneri trebuie să fie dezbătute de mânuntul deja în întreagă componență a comisiei. Și eu aș vrea să sugerez o singură problemă care astăzi mai puțin a resonat și foarte rog să fiu înțeles corect, este problema dreptului la vot constituțional, dreptului fundamental. Și am în vedere totuși diaspora. Undeva pentru mine nu este clar. Cum poate votul meu să fie egalat cu votul acelei persoane care 10-15 ani în urmă a plecat din țară, a rupt legătură complet cu țara aceasta, nu participă în viața activă, etc., dar votul ei este egal cu votul meu. Probabil că aici este problema, mai ales că avem exemplu țări care în principiu, că persoanele care au plecat din țară nu au dreptul la vot. Noi nu putem să ducem pe calea aceasta, dar totuși cred eu că în aliniatul 2 a articolului 38, dreptul la vot, unde este care mică temelie pentru interziceri, pentru cei care este careva, și vedem să încercăm să căutăm mecanismul, cum am putea noi aici să soluționăm această întrebare. În viziunea mea, vreau că este important și aceeași participare la referendum. Iată noi, într-o măsură, că ne spunem, referendum constituțional. Și putem să ne trezim că, mai multe voturi avem de cei care sunt în afara țării decât cei care sunt aici.
Poate, mă rog, asta este opinia mea individuală, poate ea nu va fi susținută, însă v-aș ruga să gândim la lucrul acesta. Și spunând aceste cuvinte, succes la toți și cei care sunt invitații noștri, care muncesc, și să ne ajute Domnul mai departe. Mulțumesc! Domn profesor Guțuleac, mulțumesc mult. Dumneavoastră, ca de obicei, așa, știți, puțin da bine, în tocicu păpădai de sigda, cum se vorbește la București. Interesantă e propunerea tale cu dreptul la vot, cu diaspora. Bineînțeles că asta e un moment extraordinar de interesant, care, bineînțeles că trebuie să ne gândim. Cine s-a gândit la problema asta? Altă vorbă, fac și eu, cum ai spus, Matali, vedem cum se termină, deci, votul de pe data de 11 a noastră, a cetățenilor, dar poate să întâmple așa ceva, că într-un fel sau altul poate fi influențat votul la celor din țară, cum ai spus, Matali, la cei care de peste hotare, care, bine, cel care s-a dus cu o lună în urmă, vremelnic și vine înapoi, asta e o situație, de cel care s-a dus cu ani, cum spui mă tare și drept, spui, 15-20 de ani, care și familie tăci de mult, au uitat și de Moldova, dar nicătând la asta, poate să influențeze într-un fel sau altul. Dar e vorba, discuția s-a început-o, ideea s-a pus-o, dar e vorba de viitor, cum să va aprecia această problemă. Domnul Răilean, vă rog. Mulțumesc. Domnul Răilean, fost judecător la Curtea Constituțională. Mulțumesc, stimați prezenți în această auditorie. Vreau să spun că autorii monografiei au făcut un pas pe care trebuie să-l facă comisia. Și lucrul acesta nu a fost finalizat. Se înțelege că colegii care au spus sunt de acord absolut și cu domnul academician și cu ceilalți care s-au expus, că într-adevăr, făcând pasul acesta și prezentându-mă la această întâlnire, eu m-am gândit asupra faptului că cineva poate să speculeze cu prezența noastră în această auditorie. Eu am fost pentru aceea că ședințele să nu le petrecem în incinta președinției, că noi să activăm pe un câmp neutru, așa a spus chiar și la domnul Vornic, el cu mult mai neutră aveți să fie câmpul de activitatea noastră și n-a venit nimeni să speculeze cu faptul că noi trecem ședințele în cadrul unei incinte a instituțiilor de stat. Situația care a fost astăzi, eu mă așteptam totuși, și poziția mea a fost din start, ca noi, regulamentul comisiei, să-l publicăm, să facem cunoscut societatea, să vadă care e scopul nostru, ce urmăm noi să rezolvăm. Nu, aici s-a făcut o scăpare și doar autorii cărții aduc la cunoștință public care a fost intenția noastră. E regretabil că dacă de pildă se făcea, se apela și la societatea civilă și la instituțiile statale, din start aveți să fie altă atitudine față de această comisie. Și am urmărit că unii jurnaliști, unii au pus întrebarea de a ce să fie cu comisia aceasta. Și iată ce să fie a fost. Vreau să spun că, într-adevăr, s-au grămădit o sumedenie de probleme. Și noi, anumii trebuie aceste probleme, consider că trebuia să le rezolvăm în cadrul acestei comisii. Dacă noi ne luăm statutul de
de a activa pe principii binevole fără remunerare, înseamnă că mergem mai departe. Dacă nu, înseamnă că trebuie să așteptăm să vedem care, cum și cum problema asta s-a rezolvat. Dar eu totuși consider, necătând la faptul că sunt multe probleme care au fost ridicate în cazul publicației, totuși acesta a fost un pas de a aduce la cunoștință societății de un șir de probleme care sunt într-adevăr actuale din punct de vedere a respectării constituționalismului. Noi trebuie să găsim răspuns și să-i tragem atenția politicului de a respecta principiile constituționale de bază. Asta este pluralismul politic. Pluralismul politic nu trebuie prefăcut din procuratură o dubincă politicului, cel căruia nu-i convine politicului. Deci este un principiu constituțional și ținut de pluralismul politic. El nu a fost respectat, el a fost încălcat. Deci aici noi trebuie să găsim cheie prin cadrul Constituției, să vedem unii problema asta, cine s-o folosit de acest moment și de pus într-o situație că funcția Curții Constituționale e ce? E politică juridică, de a-l pune pe politic ca el să activeze în cadrul juridic, dar sub aspect politic. Iată care e diferența, că unii judecători din instanțele generale ei gândesc așa, aha, nu se poate ca Curtea Constituțională să-i expui, iată așa, fiindcă să-i dăm ei politic. Problema, din punct de vedere și a celorlalte principii constituționale, e discutabil problema ce ține de interpretarea Constituției. Dacă noi punem problema asta în legislativului să o efectueze, componența legislativului pește fiecare 4 ani, dacă tot merge normal, se schimbă. Și deci acolo cu totul alte poate să fie atribuții față de poziția legii care a fost adoptată. Dar legea, ca și Constituția, este ca un organism viu și el tot se schimbă referitor de situația care este în societate. Și eu așa am observat, a fost discutabilă situația ce ține de interpretarea legii. De trebuie Curtea Constituțională, vreau zic, să interpreteze legea? Sau asta e o chestie a legislativului? Dar ce se referă la Constituție, totuși eu consider că drept Igor Boțan are când a spus că judecătorii Curții Constituționale trebuie să fie niște filosofi. Într-adevăr, Constituția a fost dusă pe umeri nu de juriști, dar de politologi și de filosofi. Și a pe urmă ne-a dat-o nouă juriștilor, na, aplicați-o. Deci o problemă foarte delicată. În cazul publicații, eu, de pildă, trebuiam să pregătesc materiale ce ține de justiție. Justiție cărui i-am dat activitatea mea pe deplin, pe care am avut-o în calitate de judecător. Și aici eu văd atât chestia asta în privința justiției, că așa e justiția, că așa e justiția, că trebuie noi să avem expert de pește hotare și tot asta. Ce atâta plângerea, vreau să zic, boceală? Ridicați dosarii concrete și poftim, apreciați activitatea judecătorului ceală. Iată, acum este un dosar la Curtea Supremă unde trei judecători la Curtea de Apel consideră că nu-i subiect are raporturilor juridice persoana, fiindcă banii au fost transmiși prin altă persoană. Cu toate că recipiți, recunosc părinții că izdătorile persoane pe care judecata au considerat că nu-i subiect al raporturilor juridice. Spuneți, vă rog, ce politică aici influențează? Aici influențează cu totul alte situații, nu-i politicul de vină.
Dar e faptul că când noi am trecut la relațiile economice de piață, justiția noastră s-a făcut și justiția, și procurorii, și avocații în felul lor, vreau să zic că au trecut la principii nu de drept, dar la principii de comerț. Deci, iată, eu chestia asta care am vorbit-o, asta e principiul de comerț, nu s-a implicat politicul aici. Da, noi ne temem de politic, da, noi ne temem de... Și am adoptat și am primit legi foarte bune, apreciate de către instituțiile europene, internaționale, dar cu părere de rău, nu sunt respectate. Și nu sunt respectate și de judecători, de instanțele judecătorești. Nu sunt respectate cerințele prevăzute de dreptul internațional. Asta sare în vedere. Promovarea la funcția de judecător după merit, asta nu trebuie să meargă judecător bun. Nu este judecător bun sau nebun. Este judecător onest, este judecător responsabil de activitatea sa. Eu mi-aduc aminte de judecători care activam pe timpul perioadei socialiste. Niște oameni care, dacă ei să renasc din nou, ei ia să moară de raporturile care au loc în justiția noastră. Domnul Alexandru Mardar, el întotdeauna spune, când el lua o sentință sau o hotărâre, el se uita cum să o păstreze, de să o șlefuiască. Și același Victor Pușcaș, mă uitam pe dosarele mele, el a încomplectat sentința mea, dar nu ori distrugea, dar distrugere ce se face cu anumite intenții? Eu le fac pe plac, eu sunt judecător bun pentru o parte, pentru ceilalți eu sunt nebun. Și deci o anula și o trimite la reexaminare. În felul ăsta e ceva, el avea un interes. Deci aici sunt o chestie de probleme ce sunt și de activitatea justiției prevăzute prin prisma constituțională, a respectării principiilor constituționale pe care trebuie să le respecte justiția și respectiv și a justiției constituționale. Eu mă bucur de cei puțini care sunt prezenți, fiindcă prin intermediul dumneavoastră, cei ce am spus noi, se va mulți după principiul jucătorului de șahmate. Deci se mulțește în creștere. Și totuși vreau să spun că cei ce au făcut colegii noștri, da, eu făcut, nu consultat pe definitiv poziția lor, însă a fost un pas, un strigăt la societate, că sunt probleme și sunt necesare de rezolvat. Și referitor la instituția, și referitor la instituția prezidențială, deci dacă să ne ferim de politic și ne ducem pe calea prezidentului de a fi rezolvat probleme, referitor și la judecători, promovarea la funcție de judecători, și referitor și la corelație dintre Parlament, Guvern și președinții. Deci noi trebuie să avem un președinte a tuturora, nu a unui partid. Dacă noi vorbim despre alte probleme, ce ține de pildă, ce se propune ca Consiliul Superior al Magistraturii se propune la Curtea Constituțională reprezentanței, avocații reprezentanței, procuratura reprezentanței, toate acestea sunt spuse cu un avans, cu o cerință că aceste organe, aceste instituții să fie cristal curate. Astăzi noi ce avem? Avem o problemă mare cu justiția, cu procuratura, cu avocatura. Unii vorbesc despre justiție și nu știu care e diferența între judecător și procuror. Deci, eu am observat încă, întreba la o persoană în stradă, deci că e corupt judecător sau nu? Eu mă gândesc că da. El se gândește că da. Înseamnă că n-am mers să coate că judecătorul acela e corupt. El se gândește, el n-are date, n-are fapte. Deci,
Eu totuși, încă o dată, salut intenția și pasul care l-ați făcut, stimați colegi din comisie, și să auzim răspunsul la problema pe care ați ridicat-o din partea societății. Dar ele sunt foarte multe probleme și îmi pare rău că noi nu le-am dus până la capăt. Vă doresc succes și sănătate la toți. Domnul Răileanu, tot vă mulțumim pentru prezentarea dumneavoastră. Stimați colegi, să fie cuvântul domnului doctor în drept Mihail Corj, dar trebuie să ținem cont de faptul că timpul nostru expiră. S-a mai drept spus, a expirat. Domnul profesor, vă rog. Da, vă mulțumesc. Onorată asistență, bună ziua la toată lumea. Deci, ca unii antivorbitori, eu aș fi vrut să enunț faptul că am venit la o lansare de carte, dar am nimerit la o sobranie de partid. Cam a fost aici cu reprezentanță și ar fi și tratatul, va fi în felul ăsta. Având intenția nobilă și cunoscând aspectul respectiv că se va petrece măsura aceasta, presupuneam că așa va fi, însă totuși, odată ce este publicat oficial pe site-ul Parlamentului că este lansarea acestei monografii și nimic mai mult, da? Și privesc eu de asemenea, m-am documentat și am zis să venim să participăm, într-adevăr, să avem într-adevăr discuții pe marginea acestei monografii. Eu țin să vă felicit, stimați domnule autor, repetat, pentru faptul că ați editat această lucrare. Deci noi vorbim de aspectul editorialistic, deci una impresionantă, formă și conținut, nu o să intrăm astăzi mult în discuții, timpul nu ne permite. Dar asta sunt, deci unul mai multe aspecte aici. Dar vă felicităm pentru faptul că ați editat și faptul că o lansați în sala Europei a Parlamentului. Felicitări pentru această lucrare. Fiind vorba între noi așa că nu ne aude nimeni și nu ne privește nimeni, dacă cei de la Privesc Eu au plecat, atunci vă spunem că aici noi am început cu începutul sau cu sfârșitul proiectul care dumneavoastră l-ați propus. Avem mai multe întrebări și de ce nu vrem aici chiar să le facem pe toate publice. Vă felicităm, totuși, noi trebuie să discutăm în principiu contradictorialității, trebuie să avem opinii diferite, dar trebuie să înțelegem că printr-un consens putem să ajungem să facem o lucrare necesară, reforma constituțională pentru societate și nu pentru un președinte de partid de țară, cum la noi se promovează de la începuturi. Pe mine mă interesează pentru popor, de aia subsemnatul la 10 decembrie 2019 a adresat o scrisoare deschisă inițial către Măritul Popor al Republicii Moldova, în același timp către ficiorii și fiice vrednice acestui popor și, în ultimul rând, către reprezentanții plenipotențiari acestui popor, având în vedere deputații și președintele țării. Scrisoare deschisă cu titlul Reformă Constituțională. Deci, reformă Constituției, revoluție sau evoluție constituțională? O întrebare retorică. Noi ne răspundem. Ce vrem să facem? Și revizuirea Constituției, o nouă șansă pentru dezvoltare durabilă a Republicii Moldova. După aceea, noi am propus și atunci, la 10 decembrie 2019, un draft, o schiță de proiect a legii de modificare a Constituției, de revizuirea Constituției. Am propus-o la Infotag, după aia ne-am convocat regulat săptămânal în zi de joi la Biblioteca Publică de Drept și am început dezbateri publice. Inclusiv la unul de dezbateri publice a participat și domnul președinte Vladimir Voronin. Am discutat aspectul larg, mai multe probleme dumneavoastră a căzut de acord și altele rămâne să discutăm. După ce am încheiat procesul acesta îndelungat de 8 luni de zile, de consultări și dezbateri publice, noi am definitivat proiectul de lege și utilizând sau deci prevederile legii 387 din 2001 cu privire la inițiativa populară de revizuire a Constituției, am venit, deoarece poporul, cetățenii, se regăsește printre subiecții statuați expres la norma constituțională articolul 141 aliniatul 1, în speță la litera A, și are dreptul constituțional de a iniția revizuirea Constituției, în condițiile expres prevăzute. De ce nu am venit cu mai multe amendamente, am definitivat proiectul de lege constituțională, l-am registrat la Ministerul Justiției, însă
Acest minister al justiției sau reprezentanță, cei din capul mesei, ei sunt a serviciu politicului. Execută o comandă politică și până astăzi nu execută legea. Legea îi obligă ca acest proiect, după înregistrare, să remită către monitorul oficial al Republicii Moldova. Fapt care până în ziua de astăzi nu s-a întâmplat ca cetățenii să cunoască. De ce îndemnul meu către dumneavoastră, onorată asistență, că funcția vine și se duce, președința azi unul mâine altul, noi ca cercetători științific sau ca cetățeni acestei țări, ca fecior și fiice vrednice, să venim să sprijinim inițiativa populară de revizuire a Constituției care se face în interesul poporului. Și, de esență, numai asupra unui moment vă atrag atenția dumneavoastră. Noi, mai puțin, noi vorbim și despre atribuțiile președintelor Parlamentului, etc., ce ați discutat dumneavoastră, numai puțin. Însă, de esență, de substanță, noi considerăm că trebuie să punem în capul mesei suveranului. Și noi, de la articolul 2, ce este enunțat, că suveranitatea națională aparține poporului, atunci să-i dăm cezarului ceea cezarului. Și am propus introducerea în prim plan a titlul 1 cu indice prim cu titlul suveranului. Și este două articole. Primul articol, dreptul suveranului, că atunci când intervine și consideră suveranul că e necesar să intervină în Constituție, nicio autoritate nu poate îngrădi acest drept, cum se întâmplă azi de către Ministerul Justiției sau de către CEC. Atunci când să spună ei păsul. Deci trebuie să fie claritate. Și mai mult, noi prevedem mecanismul de realizare a dreptului. Adică suveranul, atunci când consideră necesar oportun, când vede că autoritățile cărora le-a delegat împuternicirea mandatul de 4 ani, de exemplu, deci, și nu deci, corespunde exigențelor și cerințelor timpului, și atunci să intervine și cu propunerea de lege de a iniția, de a modifica și o lege organică, de a adopta o lege organică, de a revizui Constituția și dreptul exclusiv să aparțină suveranul de a adopta Constituția Republicii Moldova și nu Parlamentului. Aceasta am vrut să vă spun succint, să nu vă obosesc, însă cei care sunt interesați pot să iei cunoștință. Noi acest proiect la 29 iulie 2020, la acea zi, înregistrând la Ministerul Justiției, l-am pus la dispoziția Parlamentului, președintelui țării, guvernului, toți deputații, cadrul academico-științific din această țară, toți au fost invitați la dezbateri publice, unii din deputați și lideri de partide politice au venit, v-am spus și președinte de țară, fapt pentru care le suntem recunoscători și au venit simpli cetățeni. Am discutat și am îmbunătățit proiectul. Numai în discuții, în contradictorialitate, poți să obții un rezultat bun și foarte bun. De aceea, cu tot respectul, eu am luat cunoștință, eu citesc mult, vorba aia, am... Deci, două urechi și o guriță. Deci, am ascultat toată lumea și, în final, vreau să spun că, cu tot respectul, este o lucrare bună, proiectul este cu aspecte și bune, deci, da? Dar cel mai bun proiect la ziua de astăzi este Inițiativa Populară de Revizuire a Constituției, înaintată de grupul de Inițiativă Populară de Revizuire a Constituției, condus de Mihai Corș. Acest proiect îl aveți și dumneavoastră. Vă mulțumesc, vă felicit pe toți și o zi bună vă doresc. Mulțumim. Noi tot vă mulțumim, domnul profesor. Stimați colegi, dorește cineva să mă iei cuvântul? Oricum, timpul a epuizat, ca să nu facem abuz. Deci, eu vreau să răspund. Vreau să răspund la întrebarea de cine aflăm noi în sala asta Europei. Eu și vreau să răspund în felul următor. Eu consider că colegii noștri, autorii acestei monografii, domnul Pușcaș și domnul Cuciuc, merită ca în așa sală, în așa incinta instituției, deci a Parlamentului din țară, să fie prezentată această monografie și discutată într-un fel sau altul. Că au asistat foștii președinți a Republicii Moldova la această ședință, pentru noi este o onoare. Pentru că cât și unul, cât și altul au viziunea lor ce ține de modificarea și completarea actualei Constituții. Și nu-i de ieri, și nu-i de astăzi acest viziune. Și cu atât mai mult că domnul președinte Dodon a emis decretul de formare comisiei care deja e nu mai există. Dar oricum, asta să fac și le mulțumim lor pentru participare.
Dar asta s-a făcut anumit cu stimă și respect față de colegii noștri, față de domnul Cuciuc și domnul Pușcaș. Ei merită așa ceva, pentru că dacă noi, cei lanți membri, a noastre propuneri care sunt, le ținem undeva acolo încă nepublicate, dar ei au îndrăznit și au făcut lucrul ăsta și bravo lor. Și de atâta și ne-am adunat în acea sală, în așa clădire, să o facem solemn și frumos. Dar cine s-a gândit și cum s-a gândit că e electorală, că nu e electorală? De exemplu, pe mine puțin mă privește asta, că dacă noi fiecare ne-am gândit și îți gândește altcineva de noi sau de măsură care noi trecem în cazul dat, păi noi stăm undeva ascunși și nimeni să ne audă părerea noastră și să o vadă. Asta am vrut să spun, pentru că s-au făcut cu stimă față de colegii noștri. Să trăiți, domnul Pușcaș, domnul Cuciuc, vă mulțumim și sunteți bravă. Doamne ajută la toți. Vă mulțumim pentru participare la toată lumea.